Salutare pariori! Pentru ziua de sâmbătă, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com v-au pregătit următoarele 6 pronosticuri. Leicester Burnley. Radu Oprea spune că Leicester are ca obiectiv clasarea pe un loc de Liga Campionilor, așa că nu-și permite pași greșiți în meciurile de acasă disputate contra unor adversari precum cei de la Burnley. Burnley are un lot net inferior și pe lângă asta traversează o formă dezastruoasă, singurul rezultat pozitiv din ultimele 5 etape fiind reprezentat de un egal cu Leeds. Acestea fiind spuse, tipsterul nostru mizează cu încredere pe victoria celor de la Leicester. Real Madrid, Villarreal. În opinia lui David Chirilă, campionatul spaniol începe să arate din ce în ce mai rău, iar singura echipă care reușește să se evidențieze este Real Madrid, toate celelalte grupări prestând în acest start de sezon un fotbal mult prea sărac, fără prea multe faze spectaculoase. Tipsterul nostru spune că madrilenii par dintr-o altă ligă, aceștia marcând de două ori mai mult decât principalele urmăritoare. Având în vedere că Villarreal abia a reușit în runda precedentă să câștige primul meci din luna mai și până în prezent, recomandarea lui David Chirilă este pariul pe victoria celor de la Real Madrid. Everton Norwich. Cei de la Norwich nu au reușit să se ridice la nivelul din Premier League, ocupând în acest moment ultima poziție din clasament după ce au suferit numai înfrângeri în primele 5 etape. De cealaltă parte, Everton a avut un start de sezon bun, dar în ultimele două partide nu a mai reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Tipsterul Red consideră că pentru Everton acest meci reprezintă o mare oportunitate pentru a se redresa, așa că pronosticul său merge pe victoria acesteia. CSM Alexandria, Dinamo București. Alex Rizea spune că dinamoviștii vin după o deplasare extrem de grea efectuată la Paris, iar acum se confruntă cu probleme de lot. Mai mulți jucători sunt suspecți de COVID, în timp ce antrenorul Pascual are probleme de sănătate și nu se știe dacă va putea sta pe bancă. CSM Alexandria este condusă de Constantin Ștefan, fostul tehnician al celor de la Dinamo cu care aceștia au câștigat 3 titluri de campioană consecutive. Prin urmare, tipsterul nostru consideră că formația din Alexandria nu este atât de slabă încât să piardă la o diferență uriașă și având în vedere că dinamoviștii se confruntă cu probleme de lot, recomandarea lui este pariul de tip handicap CSM Alexandria plus 8,5 goluri. Wade ne aduce în atenție confruntarea din fotbal american de colegiu dintre Michigan State și Nebraska. Acesta a mers cu succes sâmbăta trecută pe echipa lui Scott Frost, Nebraska acoperind handicapul în deplasarea din Oklahoma, făcându-le adversarilor viața grea printr-o defensivă agresivă. Pentru această confruntare, Wade consideră că handicapul impus de agențiile de pariuri este ușor exagerat. Este de așteptat să vedem un meci decis în secundele de final, așa că recomandă pariul de tip handicap Nebraska plus 7,5 puncte. Prerov Setin. Cei de la Prerov au început destul de slab noul sezon, acumulând după primele 4 etape doar 6 puncte. Ofensiva a marcat de 11 ori, în timp ce linia defensivă a încasat 7 goluri. De cealaltă parte, Setin a disputat doar 3 partide, înregistrând 2 victorii și o înfrângere. Andrei Cinculescu spune că această echipă deține un atac foarte solid, reușind să înscrie cu regularitate minimum 3 goluri per meci. În schimb, pe plan defensiv, are mari probleme deoarece pentru următoarea partidă nu se va putea baza pe 5 apărători importanți. Având în vedere aceste detalii, tipsterul nostru mizează pe un meci cu multe schimbări pe tabela de marcaj, așa că pronosticul său merge pe cel puțin 5 goluri marcate. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.